Doar în jur de 45% dintre hunedoreni s-au autorecenzat online și nici în cazul recensământului clasic cu vizită la domiciliu, lucrurile nu merg foarte bine, cele mai mari probleme fiind în municipiul Deva. Aici, din lipsă de recenzori care au renunțat la activitate din vari motive, s-a deschis la parterul primăriei un punct de recenzare fix care va funcționa zilnic, inclusiv sâmbăta și duminica, până pe 17 iulie, data prognozată a încheierii procesului. În vederea realizării recensământului populației și locuințelor, în municipiul Deva s-a instalat un punct de lucru fix la primăria municipiului Deva, Piața Unirii numărul 4, parter sala 30. Această recenzare se desfășoară până în 17 iulie 2022, de luni până duminică inclusiv, între orele 8 și 18. Cu 10 zile înainte de terminarea recensământului, în județul Hunedoara au fost recenzați doar aproape 3 sferturi dintre locuitori, iar în Deva procentajul este și mai mic, fiind de aproximativ 65%, dar astfel de situații se întâlnesc și în alte părți din țară. În atare condiții nu este exclus ca recensământul să fie prelungit până pe 31 iulie, după modelul autorecenzării.